Sfântul Sfințit Mucenic Clement a fost cel de-al treilea episcop al Romei. Aceste informații o avem de la Sfântul Irineu al Lionului, care spune despre Clement faptul că, după Sfinții Apostoli și după Anaclet, el a fost cel de-al treilea, un om care i-a văzut pe fericiții apostoli și care a avut legătură cu aceștia, în urechile sale încă răsuna predica apostolilor și avea dinaintea ochilor săi predania lăsată de ei. Scriitorul bisericesc Origen îl numește ucenic al apostolilor și este cel dintâi care l-a identificat pe Clement cu acel Clement amintit în epistola Sfântului Apostol Pavel către Filipeni, împreună cu Evodia și Sintihi, identificare confirmată apoi și de Eusebiu de Cezarea, Epifanie de Salamina Ciprului, respectiv Ieronim. În timpul slujirii Sfântului Clement ca episcop al Romei, în comunitatea creștinilor din Corint a apărut o dispută, iar Clement, împăciuitor și înțelept, le-a trimis în scris îndemn de împăcare. Sfântul Clement a fost martirizat în timpul împăratului Traian, după ce a trăit o perioadă în exil și muncă forțată în zona Crimeei. Aici, pentru că prin predica sa convertise la creștinism pe mulți, pentru că nu a vrut să se lepede de Hristos, a fost ucis legându-i se o ancoră de gât și fiind aruncat în mare. Sfântul său trup a fost luat apoi de creștini și pus în loc tăinuit. Sfinții Chiril și Metodii au fost cei care au mijlocit pe lângă episcopul Chersonului ca acesta să binecuvinteze translarea sfintelor moaște ale lui Clement la Roma, unde au fost așezate într-o bazilică dedicată lui. Să medităm astăzi în ziua prăznuirii sale la un îndemn pe care ni l-a lăsat scris: Dumnezeu, Cel ce vede toate, Stăpânul Duhurilor și Domnul a tot trupul, Cel ce a ales pe Domnul Iisus Hristos și pe noi prin El popor ales, să dea oricărui suflet care cheamă slăvitul și sfântul lui nume, credință, frică, pace, răbdare, îndelungă răbdare, înfrânare, curățenie și castitate spre a bine plăcea numelui lui, prin arhiereul și apărătorul nostru Iisus Hristos, prin care lui Dumnezeu slavă, mărire, putere și cinste și acum și în toți vecii vecilor. Amin.